Ei, bine te-am regăsit pentru că am ajuns la o întrebare uimitoare și extraordinară. Cu ce ton îți vorbești în fiecare zi? Ei, aici să vedem dacă conștientizezi lucrul ăsta. Evident că îl conștientizezi pentru că ești un geniu și un om extraordinar, însă cum faci de conștientizezi pe ce ton îți vorbești în fiecare zi? Eu sunt Loredana Latiș, sunt președinta Academiei Române de Coaching și acum cu multă iubire ți-i prezint pe oamenii extraordinari și geniali din seria 6 de Master Coach online, care ne vor spune ei cu ce ton își vorbesc acum în fiecare zi și cu ce ton își vorbeau înainte în fiecare zi. Să vedem dacă e vreo diferență. Perfect, dragilor, cine începe? Cristina? Bună seara tuturor! Eu aș vorbi cu tonul cu care aș vrea ca alții să-mi vorbească mie. Cu același ton îmi place să vorbesc. Cumva. Bună seara, vă pup! Yeah. Mulțumesc, Cristina! Felicitări! Superb! Altcineva? Magda? Bună seara tuturor! Am învățat în ultimul timp să vorbesc cu mine cu blândețe și să am răbdare cu mine. Înainte nu făceam chestia asta și se vedea pentru că aveam reacții de la ceilalți în același gen. Deci cum țipam eu la mine, așa țipam și ei la mine. Da? Deci e... Da. Așa că cu multă răbdare și blândețe cu voi. Și o să se vadă în exterior. Mulțumesc! Ia. Felicitări, mulțumesc și eu, Magda, superb! Monica, Danemarca! Văd că ți-a venit și un musafir! Da, bună seara! A venit pisoiul meu și el a apăsat pentru mână. Da, deci, pur și simplu, înainte, Ivan, înainte îmi vorbeam foarte urât, mă criticam, mă uram pentru că nu mă iubeam. Și dacă nu mă iubeam, Igon, n-aveam cum ca alții să-mi vorbească mie. Și atunci am început să mă iubesc și să fiu blândă și să îmi dau voie să greșesc, indiferent ce fac și cum fac. Și să-mi dau seama că orice învățătură este doar o simplă lecție. Și cea mai bună decizie pe care am luat-o la acel moment a fost atunci. Nu pot să mă judec sau să îmi pun bețe în roate, pentru că acum o săptămână am gândit în acel fel. Acum am o altă minte, acum gândesc altfel, evoluez, mă străduiesc să fiu cea mai bună variantă a mea. Și atunci, dacă eu mi-aș pune bețe în roate, atunci nu mă miră că cei de lângă mine se comportă cum se comportă. Și atunci cel din fața mea îmi dă un semnal, iar eu însă, dacă vin mereu cu aceeași critică de ce toate mi se întâmplă doar mie, este că ai undeva de lucrat. Și nu e ușor, iar la mine greu. Pentru că lucru cu tine este cea mai bună lecție de viață pe care poți să o ai când trăiești pe acest pământ. Și atunci, lasă critica deoparte și dacă cineva vine să-ți spună ceva, te critică într-un anumit fel, înseamnă că ai de lucrat acolo, ori acel lucru deja l-ai rezolvat și nu mai ai de lucrat acolo. Și atunci, cel care îți transmite ceva este responsabil de ceea ce îți transmite. Ceea ce înțelegi tu este ceea ce înțelegi tu. Pentru că noi de foarte multe ori înțelegem ceea ce vrem să înțelegem, ceea ce ne place nouă la ureche să auzim. Și atunci ar fi mult mai bine să luăm un pic și o foaie, să stăm cu noi, să vedem de ce. Da, mama, așa e. De ce gândim noi cum gândim și să ne observăm ce ne spunem noi de fiecare dată când greșim, când avem o conversație cu cineva, când urâm pe cineva, când
iubim pe cineva, din ce postură iubim. Pentru că relația cu tine este foarte importantă. Și atunci când stai cu tine și vezi unde este într-adevăr acea bubă de rezolvat, vei găsi și răspunsul. Așa că te invit să iei un pic și o foaie, să stai cu tine. Nu e ușor, însă e foarte plăcut. Pentru că de foarte multe ori noi fugem de singurătate. De ce? E mai bine să ne refugiem în muncă, într-un pahar de vin, într-o... Viața. A venit și el cu mâncare. Și atunci e mult mai ușor să fugim de noi înșine. Eu mi-am dat seama că fugeam de mine însă că nu mă iubeam și mă refugiam pur și simplu poate într-un pahar de vin, poate într-un joc video, poate în foarte multe chestii, ca să nu stau eu cu mine, cu gândurile mele. Și atunci îți dai seama unde ai de lucrat. Așa că eu te invit să stai cu tine și să vezi unde ai de lucrat. Mulțumesc, Loredana! Mulțumesc și eu! Felicitări! Ok, mulțumim, Camelia! Bună seara! Deci pe ce ton vorbim cu noi? Eu am observat că de când am început cursurile de coaching, îmi zic bravo de atâtea ori. Bravo, Camelia! Bravo! Bravo! Eu cred că duceam lipsă de asta. Și ce am mai observat că înainte mi se părea, n-ai făcut destule, cu ce ți-ai trecut ziua, acum și la jumatea zilei vine, wow, uite câte ai făcut, ai făcut și aia, ai rezolvat și aia, ai avut timp și de aia și seara iarăși, la fel și într-un fel eu mă felicit pe mine că ce multe și lucruri bune am făcut și ce bine am făcut. Ceea ce e o mare diferență, să fiu blândă și apreciativă cu propria persoană. Vă mulțumesc! Felicitări, felicitări, Camelia, mulțumesc și eu! Superb! Cine ne mai împărtășește? Florentina? Bună seara tuturor! Dacă am înțeles bine, intrând un pic mai târziu, dacă am înțeles bine, este vorba despre a vorbi cu tine. Păi, acum... Să fiu sinceră, mai mult mă ascult pe mine, că de vorbit îmi vorbește creierul cu Wordow. Am durație, nu glumă. Și ca să și prind ce e pe acolo, tac și scriu. Deci mai, nu prea mai vorbesc. Acum e pe tăcere, pe mute. Când taci, ai și intuiție. Îți vine intuiția și pur și simplu găsești soluții. Când taci, ai creativitate. Spui niște întrebări super faine. Când taci, ești atentă la tine, la nevoile tale, la corpul tău, la ce... E nevoie să mănânci ca să prinzi energie, să faci lucruri. Deci este mai mult decât a vorbi. Este vorba despre a ne asculta, este vorba despre faimoasa întrebare ce este cu adevărat important în acest moment pentru mine. Pentru că cu fundul după scaun, gândindu-mă la acum 20 de ani ce ar fi trebuit să fac și am făcut invers decât judec acum, e de domeniul... Faceau, lasă-mă. Deci, atenție, conștiență, intuiție, creativitate, bunătate, flexibilitate. Eu am dus o mare lipsă de flexibilitate. De fapt, acum am descoperit că mă duc foarte tare gleznele. Deci am o inflexibilitate maximă și mi s-a localizat la nivelul de glezne. Deci mă dor gleznele de crăp. Zici că sunt puțin ghips. Deci acolo e de lucru. Curcul nostru e foarte inteligent, dar chiar dau un tipul de atenție. Mulțumesc, Simon, o seară bună. Yeah. Felicitări, felicitări, mulțumesc, Florentina, super, super. Avem și căței, avem și pisici, eu sunt în lumea mea, oh, super. Mulțumesc frumos. Altcineva? Antonella? Este foarte interesant tema asta, este... chiar revelatoare pentru mine. Am avut chiar o conștientizare acum în aceste clipe, îmi dădeam seama că foarte interesant la mine era intră la acel capitol înainte și după coaching. Înainte, deci chiar efectiv cum îmi vorbeam mie și în exterior vorbeam. Deci cu lipsă de încredere, cu un ton așa de supunere, din altă poziție, efectiv de om
care are ceva pe suflet. Deci, fără să ne dăm seama, noi transmitem. Tonul cu care noi ne vorbim în interiorul nostru apare și în exterior. Ei, acum este happy, happy, happy. Mulțumesc! Mai bine, felicitări, felicitări! Ia, super tare, înainte și după. Exact așa se împarte și în viața mea. Înainte de coaching și după coaching. Ia, mulțumesc, felicitări! Altcineva? Cornelia? Da, adopt și eu aceeași idee. Înainte de coaching și după coaching. Adică în urmă cu un an și jumătate... cam tăiam capul cu toporul așa în fiecare zi, criticându-mă, judecându-mă, spunându-mi că sunt proastă, că sunt în tot felul. Și bineînțeles că așa făceam și cu ceilalți. Adică mă abuzam și abuzam. Până într-o zi când m-am trezit și mi-am dat seama că este foarte important să îmi vorbesc cu mie, cu iubire, cu atenție, să-mi dau atenție, să-mi dau iubire, să fiu blândă cu mine, să mă accept. Și undeva anul trecut m-am trezit așa, după ce intrasem în dezvoltare personală, eram foarte frustrată pe niște lucruri și m-am trezit spunându-mi cu voce tare ce proastă ești. Atât de tare m-am speriat când m-am auzit. A fost ecou atât de puternic când a zis, Doamne, dar ce am făcut, ce m-am spus? Era ca și cum i-aș fi spus unui copil mic. Și... wow, am zis, wow, felicitări. Bine că ai realizat că, de fapt, așa îți vorbești tu pe mute, așa, mintea ta, și acum au ieșit așa și pe cuvinte. Așa că, de multe ori, chiar dacă fac ceva greșit sau mi se întâmplă un lucru, spun bravo. Deci, primul lucru, spun bravo, Cornelia, bine că ai văzut, bine că ai observat, bine că ai trecut prin experiența asta. Ok, ce ai de aici de învățat? Și mă compor cu mine ca și cum m-aș comporta cu un copil, pentru că, practic, cum ne comportăm cu noi, așa ne comportăm și cu ceilalți. Și asta se vede de exterior acum, pentru că nu mai primesc lucrurile acelea pe care le transmiteam cândva, că nu ești în stare, că nu ești bună, că ești proastă, că și așa mai departe, ci acum primesc pe cuvinte din partea celorlalți lucruri pozitive. Ești minunat, ești extraordinară, ești bună înger, ești un suflet minunat. Deci, efectiv, se vede schimbarea, așa că totul pleacă din interiorul nostru, se reflectă în exterior. Și de acolo e de lucrat, de la noi, așa că spor la treabă, avem multe de făcut. Mulțumesc, mă iubesc! Ia, felicitări, Cornelia, super, mulțumesc! Cine ne mai împărtășește? Oana? Da, sunt multe, multe lucruri care s-au schimbat, într-adevăr, de când am început să-mi schimb modul de a fi pe mine însă. Pentru că, într-adevăr, la început mă criticam într-una, spunând nu am făcut, nu știu să fac. Eram nemulțumită mereu. Mi se părea că nu fac îndeajuns. Mă, ce am făcut și eu? O curățenie, o mâncare, am făcut asta, am făcut doar asta și atât. În schimb, acum am schimbat și spun, am făcut deja asta. Și mai am de făcut doar asta. Iar cum îmi dau seama că vorbesc cu mine? Îmi dau seama din dialogul care pornesc din gânduri. Îmi dau seama după cum mă simt. Iar acum am înțeles că un bun început e să plec de unde am moștenit aceste comportamente. Soluția e să fac o curățenie în acest comportament care, de fapt, a devenit un caracter al meu de acum. Și cum să o fac? Deschizându-mă în dialog cu mine însă, analizând ce mi se întâmplă, în astfel înțeleg ce îmi vorbesc. De unde să încep? De sus în jos, ca la curățenia generală. Așa mi-am imaginat. Și așa și este. De asta este o logică. Este tot, într-adevăr, de sus în jos. Încep cu gândurile care pornesc din minte. Și apoi cobor la ochi să văd ceea ce vreau să văd, să văd, să aud ceea ce e bine să aud, să vorbesc ce e bine să vorbesc și să simt cu inima ceea ce e bine să simt. Totul
pentru mine însă, în primul rând, ca să pot clădi și inimile altora. Acum mă gândesc la familie, în primul rând. Și totul de la ton, pentru că tonul face muzică. Mulțumesc din suflet. Felicitări, Oana! Wow, super! Mi-a rămas în cap curățenia de sus în jos. Oh, ok! Mulțumesc! Felicitări! Monica! Monica! Monica Trifan! Ne auzi? Da, mă auzi. Da, da! Până acum domnul era poruncitor sau chiar nu vorbea. Zile, luni, eu vorbeam cu alții, dar cu mine nu. Doar executam ce aveam de făcut în urma primirii tonului poruncitor. Și era în funcție de nevoile pe care le aveam de întind. Era ca un buton de comandă. Acum am ajuns la concluzia că tonul e foarte important, pentru că el atinge într-un mod aparte ființa noastră, pe care o poate ridica sau coborâ. Atât. Felicitări! Mulțumesc! Super! Simona! Am deschis, sper să-mi dau seama. Da, deci eu zice simplu, numai o întrebare. Oare ne vorbim? Că atunci când intrăm în stres, de fapt nu ne mai vorbim. Și nu ne dăm seama că nu ne vorbim deloc și mergem ca niște roboții pe stradă înainte, înapoi și nu ne interogăm, nu ne vorbim, nu ne spunem, uneori chiar nici proaste nu ne zicem, să zic așa. Nu ne zicem nici bravo, nu ne zicem nimic. Întrebarea este, dar vorbești? Așa și întreba eu. După aia mai vedem. Mulțumesc, atâta, că pup! Mulțumesc, Simona, felicitări, bună treabă, așa e. Mulțumesc. Altcineva? Nu mai împărtășește cineva? Ok, și diseară e o seară, așa încât deja ai niște idei geniale și extraordinare. Tu ia desigur ce ți se potrivește, pentru că ești un om extraordinar și ești un geniu, indiferent prin ce chestie ai trecut sau n-ai trecut, nu e bai, toate sunt băgate acolo la lecții și la experiență. Că doar na, ce vrei să-ți cumperi experiență moca, nu poți, e nevoie să o cumperi. Cu emoție, cu bani, cu țepe, cu mai știu eu ce minuni ți se mai pot întâmpla, dar totul este, de fapt, până la urmă spre binele tău. Ideea este să înveți să vezi acel bine. Ei, dacă vrei acest lucru, cu mare drag te așteptăm aici, în Academia Română de Coaching, la următorul curs din 18 iunie 2018, cursul de relaționare sănătoasă prin tehnici de analiză tranzacțională, este online, așa încât abia aștept să ne vedem. Detalii găsești pe academiadecoaching.ro sau 0752163163. Te îmbrățișez cu inima, te iubesc cu sufletul și pe diseară la înțelepciunea serii. Pa!